Casa Județeană de Pensii Neamț anunță plecarea în una din stațiunile balneare din România a ultimii serii de pensionari în baza biletelor de tratament de anul acesta, făcând precizarea că cererile de bilete trebuie făcute online în vederea respectării regulilor sanitare de protecție. Pentru cea de-a 15-a serie de tratament există disponibile 220 de bilete în diverse stațiuni, la care se adaugă un număr de alte 28 de bilete nevalorificate în seria anterioară. Pentru a 15-a serie de tratament balnear ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 28 septembrie 1 octombrie 2020, s-a realizat alocarea unui număr de 220 de bilete de tratament balnear în următoarele stațiuni: Amara, Bățătești, Vatra Dornei, Herculane, Felix, Eforie Nord, Saturn, Mangalia, Căciulata, Plănic Moldova, Târgu Ocna, Lacul Sărat, Neptun, Sechirghiol, Sovata, Covasna, 1 Mai Oradea, Nicolina, Olănești și Sărata Monteoro. Biletele sunt alocate prin aplicație informatică, beneficiarii fiind înștiințați telefonic despre departizarea biletelui de tratament. Lista cererilor aprobate poate fi verificată cât și la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamțului Roman, cât și pe pagina de internet a instituției la pagina bilete de tratament. Nu au intrat în alocare automată un număr de 28 bilete de tratament în una din următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Lacul Sărat, Slănic Moldova, Nicolina, Olănești și Saptun, pentru că nu au fost solicitări pentru aceste bilete. Pentru evitarea deplasărilor inutile, s-a stabilit că cei care doresc un bilet de tratament nu trebuie să mai prezinte bilet de trimitere de la medic. Dedicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, în baza unei programări la data stabilită de luni până vineri, între orele 8:30 și 13:00. Informații privind biletele de tratament pot fi solicitate și la un număr direct de telefon 0233-211-353. Reamintim că pentru a se înscrie în vederea obținerii unui bilet de tratament, potențialul beneficiar trebuie să depună doar cererea tip, acel formular aprobat prin criteriile aprobate de președintele Casei Naționale, urmând ca restul de documente să fie atașate cererii la momentul eliberării biletului de tratament. Anul acesta, în județul Neamț, au fost depuse 4.986 de cereri de tratament, din care au fost valorificate 1.162 de cereri.